Potrivit legislației în vigoare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Ministerul Turismului și Dezvoltării va aloca pentru județul Mureș suma de 500.000 de lei pentru reabilitarea drumurilor județene. Am rectificat bugetul în sensul că pentru proiectul mare care este depus în cadrul programului operațional sectorial la Ministerul Transporturilor s-a reactualizat proiectul și avem nevoie și acolo de niște date precise conform parametrilor economici actuali. De asemenea, alte investiții vor fi realizate și la Spitalul Clinic Județean Mureș. În câteva capitole am primit fonduri de la Ministerul Sănătății, care erau cuprinse, continuă Ministerul Sănătății proiectul pe anul acesta pentru a asigura fonduri pentru aparatură nouă și pentru reabilitarea clădirii Spitalului de Chirurgie Veche, care aparține Consiliului Județean.